Consilierii județeni au discutat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș despre stadiul lucrărilor derulate la DG306A, drum amplasat la intrarea în oraș, în zona Siderca. Reprezentanții Consiliului Județean Călăraș spun că se va construi un drum cu patru benzi care va moderniza calea de acces în oraș. Da, domnul Samuila? Filmele, în general, arată bine. Să dea Dumnezeu să întâmple ceea ce ne-ați prezentat. Dar vă aduc aminte și n-ați discutat la punctul 3, mai ne-ați prezentat un film ăsta, tot frumos așa, cu intrarea în orașul Călăraș. Și acum constatăm că ne oprim undeva în câmp, că nu mai putem să ne ducem până la piscicola. Tot într-un film prezentat de dumneavoastră. Eu sper să lucrurile astea să... Avem răspuns. Direcția de dezvoltare care a făcut acest proiect și la... Soluții, că răspund. Dați răspuns, domnule Grama. Vă referiți la cei 870 de metri din DN3 către intrarea la terenurile de la Siderca, în urma discuțiilor avute cu reprezentantul SDN, Marian Echim, colegul dumneavoastră, s-a găsit o soluție printr-o asociere cu Consiliul Județean pentru realizarea acelui senjiratoriu de la DN3 și împreună cu Primăria Călăraș, această porțiune va fi asfaltată și va fi continuat segmentul de drum 306A către DN3. Cum am ajuns la 306 asta? Că ăla este un fost DN3. Am aprobat DN3. Nu este niciun fost DN3, este un drum DN5 de la Siderca. Eu știu foarte bine că e DN3. L-am aprobat noi, pe trebuie să și la clasificare. Păi avem calitate, aici e problema. Avem calitate. Domnul director, doar un pic. Să înțeleg că acel... Domnul Grama! Vă rog frumos să... Acel DN3 este considerat pe două benzi, nu? De la sensul giratoriu care urmează a se face, înțeleg. Este considerat la acest moment pe două benzi, este DN3D, este la, fiind pe teritoriul municipalității, este în administrarea municipiului Călăraș și se va face prin această asociere cu Consiliul Județean și prin lucrările care le va face primăria pe sectorul respectiv, vor fi patru benzi. Păi, stați așa, deci de la pescărie, acei 875 de metri, până unde amenajăm noi 306 deje acolo, în imaginile care mi le-ați prezentat, erau pe patru benzi, nu? Da. S-au făcut diligențe necesare pentru expropieri ca să se facă pe patru benzi? Nu e necesar să facă, domnul Nuțu, expropiere pe zona respectivă. Dacă dumneavoastră aveți informații în acest sens, e zona de protecție a drumului național, e zona de protecție. Și o să fie pe două benzi sau pe patru benzi? Acolo va fi continuitate pe patru benzi. Deci va fi de la Petrom până la DN3, intersecția cu DN3 care se va închide cu un sens giratoriu pe patru benzi. Două pe sens. Două pe sens. Pentru că eu înțeleg că de la limita de proprietate unde se ocupă Consiliul Județean încolo, nu s-au demarat niciun fel de proceduri pentru... Au fost înaintat de adrese către SDN și domnul Marian Echim poate să vă confirme că aceste lucruri se întâmplă. Deci, păi această zonă nu este în administrarea primăriei? Este în administrarea primăriei Călăraș, dar... Păi și de ce să facă Consiliul Județean adresele câtă vreme în administrarea primăriei? Va fi un parteneriat între CJ, drumuri și poduri, primăria Călăraș și SDN. Păi să înțelegem că o facem tot noi în zona aceea? Nu, o face primăria, am și spus. Proiect nefinalizat, beneficiar final este primăria, dirigintele de șantier ar trebui să aparțină primăriei și probabil ar trebui să aibă și o dată limită de finalizare. Că Doamne ferește, dacă rămânem într-un regim de avarie, nu avem soluții. Dar nu vă mai întreb, da? Rămân cu rezervă vis-a-vis de subiectul acesta. Ca să nu mai întrebăm de alte lucruri care... Eu înțeleg o colaborare de genul se pleacă de la pescărie, să ajunge la PECO, să ajungă toți factorii interesați și să demarează procedurile. Fiecare ce are de făcut și cu termene și cu date limite și cu responsabile. Constatăm acum că de la ceea ce a făcut Consiliul Județean încolo nu s-a făcut nimic. Ca să întrebăm și de promenadă, nu mai întreb, că o să ziceți că... Dar știu că nu se pun cap la cap lucrurile. Aici, adică o să se termine în plânie și de acolo încolo o să rămână pe două benzi. Așa cred eu. Eu v-am dat argumentele pe care... Și eu vi le-am spus pe ale mele și rămân... Și viața o să demonstreze cine a avut dreptate.
Bine, se va consemna și vom vedea ce se va întâmpla la final. Da, are dreptate domnul consilier Marcel Nucio. Am făcut discuții cu primăria, am stat de vorbă, urmează aceste lucruri pe care astăzi, așa cum a spus și domnia sa, nu sunt semnate în niște contracte de parteneriat, urmează să realizăm aceste lucruri. Da, vom continua și sper să reușim să nu rămână, să spunem, înregistrarea în defavoarea Consiliului Județean.